Pacea Domnului pentru această seară, la această săptămână care a trecut din viața noastră, încă 6 zile, să-i mulțumim lui Dumnezeu că încă suntem în viață, căci am fi putut și noi să fim departe. Adică unde departe? Într-o săptămână, într-o zi care are 24 de ore, se poate întâmpla multe. Într-o zi și o noapte, dar chiar că este o minut, dar chiar că este o oră, se poate întâmpla chiar cu noi aici prezenți. În această săptămână am pierdut din familia noastră creștină un frățior. L-am iubit și îl iubim. Dar el nu mai este printre noi. Aceasta se putea întâmpla mie sau oricare dintre noi. Nu se are în vedere înaintea lui Dumnezeu Hristos, ce se are în vedere ceea ce a făcut. Fratele Petrică nu mai este. Ne pare rău, de aceea am găsit cu cale să amintesc acest verset. Din Mica 6, Domnul a avut grijă de poporul său în toate timpurile și le-a pus în vedere pentru oameni, pentru reformatori, sfaturi și îndemnuri, cum să se pregătească că ziua morților sau a morții sau a fiecare dintre noi nu se știe când va fi. Și de aceea Domnul a spus mult timp înainte, ți s-a arătat cumva ce este bine, ce altă cere Domnul de la tine, decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Dacă Domnul ne-a arătat, în special oricărui om, ce este bine, ce cere Domnul de la noi, adică de la tine, adică de la mine și de la noi, să faci dreptate. Și dacă nu o facem, Domnul consemnează în dreptul meu, în dreptul nostru, ce fel de dreptate, ce fel de oameni suntem noi. El ne s-a arătat în tot timpul vieții noastre prin diferiți profeți și prin cuvântul Său ne-a lăsat scris cum să facem dreptate. Să iubim mila. Copiii așa de mici au milă de orice obiect sau orice lucru viu, chiar și o pisică, chiar și un animal. Cât de mic ar fi, chiar un pui de vrabie, au milă de ei. Deci îi vezi așa de gingași și le place să-i mângâie. Au milă, dar noi să nu avem milă care suntem maturi de oameni păcătoși, de oameni greșiți, de oameni care, nu la voia întâmplării, au probleme. Știm un lucru. Pe acest pământ, de acum 6.000 de ani, există un vrășmaș a poporului Dumnezeu, care pe orice cale caută să ne facă rău. Și noi este bine să iubim acel păcătos, să urâm păcatul și să avem milă. Așa cum Domnul ne spune să iubim mila și să umblăm smerit cu cine? Cu Dumnezeul cel prea înalt. Am deschis abatul, așa cum obișnuim, eu las acum tot lucrul meu. O facem din principiu, o facem din obligație sau din dragoste. Sunt mai multe motive prin care noi putem să facem lucrul acesta. Dar dacă o facem din dragoste pentru Domnul, dragostea acoperă totul. Și este bine să facem din dragoste. Că atunci apare mila, apare dreptate, apare totul. Iubiți mei frați, vreau să scot în evidență și mă întorc puțin înapoi și chiar la Neemia, să vedem ce a făcut Neemia. Era el un profet, era un reformator, cred că știm că era un reformator. Și iată ce spune el. Am auzit în capitolul 13, versetul 10, am auzit de asemenea că părțile leviților nu le s-a mai dătusele și că le viții și cântăreiți însăcenați cu șlufi, dar fugisele fiecare în ținutul lui, la treburile lor. Fiecare îți văzuse de treburile lor. Am mustrat pe trecători
Cine a fost aceasta? Nemia. I-a mustrat. Pentru ce? Pentru ce a făcut? Pentru ce a spărăsit casa lui Dumnezeu? Și am strâns pe lepiți și pe cântăreți și am pus iar răți în slujba lor. Un reformator, dar el nu era pe el. Era un om obișnuit. Era un reformator și a avut influență că era acolo, departe, pus un slujitor. Și a fost înves. Și Domnul a fost cu el. Și Domnul este cu acei reformatori care vor să facă ce este bine și plăcut lui Dumnezeu. Versetul 12. Atunci totul a adus în cămările zeciala de grâu, de muș și de un de lemn și de tot ce era nevoie. Au umplut cămările. Și ce a făcut? A pus în grijă. Și i-au însărcinat fiecare fusaș în ce trebuie să facă. Dar versetul 14, după ce au făcut toate acestea și le-a dat aceste însărcinări, fiecare după puterea lui de capacitate, a mai zis: adu-ți aminte de mine, Dumnezeule, pentru aceste lucruri și nu uita faptele mele evlavioase făcute pentru casa Dumnezeului meu și pentru lucrurile care trebuie păzite. Omul acesta nu este prezent aici. Ar fi trebuit să mergem la predicare. Să ne aducem aminte de toate lucrurile bune pentru care a făcut el în timpul cât a fost creștin. De multe ori, dacă vă aduceți aminte, ne-am adunat în casa lui. S-a pornit corul, s-a făcut corul în casa lui. A dat curs multor servicii în Biserica lui Dumnezeu și Domnul să binecuvinteze efortul pe care l-a făcut. Și Domnul, dacă i-a încheiat viața și a hotărât ca aseară, mai târziu puțin, nu chiar târziu, să încheie viața pe acest pământ, să se încheie viața, poate cred că Dumnezeu știe cum s-a încheiat. Nu noi hotărâm soarta lui, nu judecăm noi. Domnul, noi nu mai putem face nimic decât Dumnezeu. Aș vrea să citesc mai departe, tot aici, tot în acest capitol, despre sfințirea sabatului. Este o parte importantă, care face parte de în acel verset, ți s-a arătat în ce este bine. Și a sfințit sabatul este un lucru bun și este plăcut lui Dumnezeu. Pe vremea aceasta am văzut în Iuda niște oameni călcând la teste, în ziua sabatului. Aducă snopi, încărcând măgar, cu vin, strugă și smotii. Și cu tot felul de lucruri, aducându-le în Ierusalim în ziua sabatului. Și i-a mostrat chiar în ziua când își vindeau mărfurile. Mai stă scris asemenea versete și în Ieremia 17:21-22. Tot despre acestea, când Ieremia a făcut reformatori, au cumplis și ce însemnea să fie. Până când puneați sabatul, până când aveți de gând să purtați în suftele voastre povara aceasta grea. Domnul vrea să ne descarce. Vineri, seara, înainte de apusul soarelui, este bine ca să scăpăm de orice povară. Nu povara care aducem în traista noastră sau cărțile care nu l-au adunat. Sau acea povară care o ducem în spate. Povara aceea care eu o fac cu nevastă, dacă mă cer cu ea în cursul săptămânii și cu copii și nu mă împăr cu ea înainte de a pune soarele. Zice, să n-apună soarele peste mânia voastră. Așa spune Domnul. Sfințirea sabatului nu mi stă numai a ne opri mâna, piciorul, gura și așa mai departe. Și povara aceasta care apasă cel mai greu asupra mea, știu când mă învăța părinții mei, și îmi spunea părinții mei și încă făceam, aveam un obicei care era plăcut. Așa zic eu. În fiecare seară, înainte de a copii, că eram 7, treceam pe la tata și pe mama și cerem iertare. Tată, te rog să mă ierți pentru tot ce am greșit săptămâna asta și greșise. Și aveam și obiceiul de a-i pupa mâna lui tata și lui mama. Am încercat și eu cu copiii mei. Și a dat rezultate.
cu atât. N-am avut până la final, dar atunci când erau mai mici, se supuneau și urmau acest exemplu. Mult mi-a folosit. Mie în special, fraților mei și chiar și copiilor mei. De ce, iubiții mei frați, când Domnul spune să nu purta nici popoare, iar aici spune, făceau anumite lucrări, aducând gropi, încărcând măgar cu vin, strupuri ce smărchin și cu tot felul de lucruri și aducându-le în Ierusalim în ziua sabatului și i-am mustrat chiar în ziua când își vindeau mărturile. Dar ce mai erau acolo? Și niște străini, niște pirieni așezați în Ierusalim. Și ce făceau aceștia? Ei făceau tot felul de negustorii, aducând pește, îl vindeau, îl comercializea, dar nu mai ținea cont de. Și aceștia erau străini. Iar porunca ce spune? Adu-ți aminte de ziua șaptea, să nu faci nici o lucrare. Dar nici tu, nici nu, tu, nici picata, nici străinul. Și ăștia erau străini, pirieni ăștia. Și ăștia făceau în Ierusalim tot ce vrea ei. Iubiții mei, frați, făcând lucrul acesta și gândându-și fiul lui Iuda în ziua sabatului, făceau să vă cătuiască. Domnul a vrut să-i scutească de asemenea lucruri, dar ei nu au înțeles voia lui Dumnezeu. De ce, iubiții mei, frați? Sabatul este în centrul celor 10 porunci. Este perica de aur care leagă întreaga legea lui Dumnezeu. Și prin credință, și fără credință, este cu neputință ca să fim plăcuți. Ce credeți? Credința pe lege este separată? Nu, frate. Credința nu este separată una fără de alta. Sunt împreună cu legea lui Dumnezeu credința. Că fără credință este cu neputință să fim plăcuți Dumnezeu. Dar legea, dacă avem credință, o facem din dragoste pentru Iisus Hristos. Să ne ajute Domnul să înțelegem voia sa și să facem tot ce ne învață. Nu de azi, nu de ieri, din veșnicie. Încă de când Adam a păcătuit, Domnul a găsit un mijloc de scăpare pentru el și mijlocul și de scăpare a fost Fiul lui Dumnezeu care a luat asupra sa toate greșelile și defectele noastre. Și El ne pregătește prin servii Săi din toate timpurile pentru ziua revenirii Sale. Amin.